Bună ziua, dragii mei telespectatori, Casa Iubirii, bine ne-am reîntâlnit. Astăzi voi face rezumatul zilei de ieri, dar nu înainte de a vă mulțumi pentru vizionarea vlogului și pentru distribuirea lui. În mod special, Dan Keeper, Maia Golovin, Florica Perca, Duță Nicoleta, Doina Roșca, Emilie Istrate, Petru Achim, Ghiță Ghiță, Dea, Maria Mirabela, Maia Maria, Maria Braică, George Ombre, Mihaela Costel, vă îmbrățișez cu drag a voastră pandele Laura. Dragii mei telespectatori, vă mulțumesc din suflet pentru live-ul de aseară și ce vedem aseară, ce am văzut eu personal, s-a adus în discuție, am promis că nu voi mai face referire la aceste minciuni grosolane, dar deja mă calcă pe bătături și trebuie să intervin în forță, nu de alta, dar să aduc la cunoștință staffului ceea ce se întâmplă și acum este vizibil 100% că tot ce s-a întâmplat la adresa lui Cosmin și la adresa Ștefaniei sunt doar fake-uri. Rău voite și eu una o suspectez pe Sandra Sas, Iasmin, Alin, Teodor. Și am să vă spun exact ce s-a întâmplat și de ce am ajuns la concluzia asta. Ieri, stând pe live, știam de acele comentarii a lui Cosmin, dar o parte n-am văzut să se facă referire la inițialele mele PL sau Laura Pandele, nu am văzut acele comentarii, ca ulterior să-mi spună telespectatorii că de fapt la mine se face referire la Laura Pandele. Cosmin ar fi vorbit cu Laura Pandele. Nesimțitelor, nesimțiților, măi handicapaților, cum puteți să credeți așa ceva? Eu am înțeles că voi n-aveți viață personală și că aveți treabă cu câinii. Voi folosiți câinii pe post de bărbați. Dar ca să începeți să aruncați cu pietre în mine, vă mai spun un lucru și de aici, dragii mei, cei din staff, deci nu se poate așa ceva. Eu am o căsnicie, am copii, am nepoți, am un bărbat, ceea ce voi nu o să aveți în viața voastră, nici în visele cele mai frumoase. Și faptul că voi scorniți aceste minciuni, în primul rând, eu vorbesc foarte mult prin vocale, 90% în vocale, prin vocale, și cei cu care eu am discutat poate să vă certifice acest lucru, tocmai din cauza acestor nebuni diabolici. Și mai este o întrebare, măi. În primul rând, eu am copii mai mari decât Cosmin, iar eu nu sunt nebună la modul să agăți tineri. Eu sunt 24 din 24 cu soțul meu. Măi, Sandra Sasa asta care folosești câinii pe post de bărbați. Fii mersilă de voi. Nu știu cum se întâmplă, dar toate mesajele astea care le fabricați voi apar la Românași. La foste bibișoare, care știm că sunt randeaua, multe dintre ele. Cum se întâmplă după ce ia Cosmin Cecu, apar mesaje. Baie pantofarul, baie manta, acum aș fi eu. Ferească Dumnezeu! Măi, oamenilor, eu știu că sunteți zoofili, dar chiar ați luat-o randeaua pe bune? Râd toți oamenii de voi, s-a văzut cu ochiul liber că sunteți foarte veseli. Staful, vă rog din suflet, vă rugăm noi telespectatorii, nu mai încurajați astfel de nesănătoși să mai aduceți în discuție aceste mesaje fabricate cu scopul de a descalifica ori pe Cosmin, ori pe Ștefania. Acum două săptămâni începuse că Ștefania s-a întâlnit cu Antoni în Italia. Că intră Vlada și arată mesaje cu dintre Ștefania și Antoni. Când a luat primul cec, a apărut mesaje cu Cosmin și Pantofar. De fapt, prima dată a fost cu Laurențiu. A văzut că a ieșit Laurențiu, nu mai e cu Laurențiu, e cu Pantofar. Acum a auzit că iar ia cecul, iar au apărut mesaje.
au apărut mesaje că are o amantă și amanta aia aș fi eu. Ferească Dumnezeu! Ferească Dumnezeu, cât de nebun sunteți! Staful, doamnele producătoare, faceți ceva! Faceți ceva! În primul rând aveți o cârtiță acolo în casă care e mână în mână cu acești românași, foste bibișoare, și mai dă picanterii din casă, îi este frică să dea tot cu lux de amănunte. Și atunci, ăștia plecați cu sorcova, eu pe ăștia îi bănuiesc, încep să țese numai minciuni și să fabrice mesaje. De ce le trece lor prin cap? Nu știu cum să facă să-l denigreze pe Cosmin, să-i denigreze și pe Ștefania și pe Cosmin, să-i descalificați. Și vezi, Doamne, să mă închidă și mie gura. Sunteți atât de proști că mie nu faceți altceva decât mă provocați și mai rău și mă răiți și mai mult să vă arăt fețele și să vadă toată lumea cât de prost sunteți și cât de diabolici sunteți. Așa că țineți-vă bine în bocanci toți cei care fabricați minciuni că vă pregătesc o mare surpriză. Ați vrut război de modul ăsta, la modul ăsta josnic, deja e prea mult. Deja este prea mult. Și atunci, haideți să vedeți că nu este țara lui Papură Vod. Și țineți-vă. Țineți-vă bine că mi-este milă de voi. Văd că deja nu mai aveți limite. Culmea că toate acele mesaje sunt postate pe grupurile românașilor. Se vorbește că ar fi adevărate doar de românași. Și atunci și ciungă în păr dacă ai, tot îți dai seama cât de nebuni puteți să fiți. Ferească-mă Dumnezeu! Sandra Sas, Ali Deodor, luați-vă mâna după această emisiune. Ați rămas și tu, Iasmin, uită-te la mine. Vei intra în groapă odată cu ei. Ați luat-o randeaua. Care este problema voastră? Măi, Aline, tu ai poftit la Cosmin? Eu am înțeles-o pe Sandra Sas. Dar și tu ai poftit la Cosmin? Ferească-mă Dumnezeu, ce aveți, frate? Ce aveți cu copiii ăștia? Ce v-au făcut copiii ăștia? Trebuie să stea drepți în fața voastră. Trebuie să facă ce vreți voi ca să nu-i mai denigrați. Staful, vă rugăm din suflet, noi telespectatorii raționali, nu intrați în joc cu acestor nenorociți care vor decât să manipuleze concurenții, să-i șantajeze, să bage teroarea în ei ca să facă ca ei. Ăsta este scopul lor și culmea că altele se mai și îndrăgostesc. Și culmea că sunt multe bibișoare, foste bibișoare, care cred astfel de oameni. De ce? Că sunt ca ei. Și că n-au demnitate și că n-au coloană. Dar sunt fer convinsă că nimeni nu mai vă crede decât oameni ca voi, care n-au nimic în creier decât talași, oameni răi care toată viața lor n-au făcut altceva decât să facă rău oamenilor din jur. De asta ați rămas cu câini și cu pisici la bătrânețe, de asta nu aveți viață, de asta stați în cer cu femeile, bărbați. Alin Teodor, că mie nu mi-este jenă să spun și frică. Ești un bărbat ca toate femeile care nu face altceva decât știi să denigrezi și să fabrici minciuni. Măi, e o diferență de la cer la pământ între mine și voi. Eu le critic faptele pe care le văd toți telespectatorii. Voi inventați. De ce? Că-i vreți. Tu, Alin Teodor, erai mână în mână cu mustață. Tot ce se știa despre din emisiune, știai de la mustață. Tu, un impostor de ultimă speță,
Acum te-ai aliat cu Yasmin și cu Sandra Sas și vreți să faceți numai nenorociri. Dar ce să vedeți? Că nu mai vă ia nimeni în seamă. Am spus bine când am spus acel live e live-ul impostorilor. Vreți să auziți minciuni de tot soiul? Intrați la ei pe live, că ele sunt alea corecte. Nu, sunteți cele mai rele persoane pe care le-am întâlnit și cele mai diabolice. Mințiți oamenii în față, pe mine personal, m-ați mințit în față cu faptele voastre pe care le-a văzut toată lumea. Și ați avut tupeul să mințiți cu o nonșalanță ceva de speriat. Sunteți de o răutate ceva de speriat, dar aveți grijă că e un Dumnezeu sus. Și când viețile voastre sunt praf din toate punctele de vedere, nu are nimeni vine decât voi. Că voi semănați răutate și răutate veți primi din partea celui de sus. De asta nu aveți viață, de asta sunteți nefericite și de asta sunteți atât de rele. Rele ați fost din născare, rele veți muri. Vor ieși viermine adormiți pe voi. La câtă răutate aveți în voi. Este inadmisibil să faceți chestii de genul ăsta. Voi mă credeți pe mine cum sunteți voi? Păi voi judecați toate femeile prin prisma voastră, cum sunteți voi. Nu există. Pe voi vă numărăm pe degete. Voi la Bălăceanca, nu în societate. Dacă erați femei demne, avea și voi casă, bărbați, copii, nepoți, afaceri. Avea și voi o viață, mergeați în concedii, dar voi stați decât să fabricați minciuni. Și acum ce va bubui? Măi, dar vă mulțumesc din suflet, mă, că ați făcut chestiile astea. Ca să-și dea toată lumea seama cât de nebun sunteți. Și cât de randeau ați luat-o. Ferească-mă Dumnezeu. Așa că, dragii mei, cei din staff, luați aminte și sper că v-ați dat seama, dar bine, aș citi de prima dată, dar i-ați lăsat așa să mai scoată perle din ei și acum cu astea au pus capac. Ci, cred că doar oamenii proști pot să vă mai creadă. Acum circulă zvonul că Larisa ar fi însărcinată. Nu știu ce să zic, dar atâta timp cât ea nu iese în public să dezmintă aceste zvonuri, tind să cred că ar fi adevărat. Nu pot discuta despre acest subiect până când nu știu 100% dacă este adevărat că este însărcinată sau nu. Când voi afla sau poate va ieși Larisa să dezmintă sau să confirme că este însărcinată, abia după aceea știu că am primit foarte multe mesaje și că vreți să dezbat acest subiect, ținând cont că eu de mult țipam că Larisa pleacă weekend de weekend și că este dubioasă treaba. Aștept să văd ce se întâmplă și abia după aceea voi dezbate acest subiect și să ferească Sfântul să nu fie adevărat, că nu o să vă placă. Revenind la oile noastre, ce vedem, dragii mei telespectatori? Vedem pe Robiță și pe Virginia foarte, foarte înverșunați de cum a început emisiunea. Ceea ce au făcut cu Roberta și cu Sebastian, acum au început cu Garcia și cu Alexandra. De ce? Că ei au recunoscut că le place cearta și că ei sunt făcuți doar pentru ceartă, sămânță de scandal. Și începe Robi și spune: domne, luni erai cu ochii după Roberta și acum ești cu fosta. Băi, Robiță, tocmai tu mă te-ai trezit să vorbești? Tocmai tu? Păi tu ai luat-o pe Giulita, pe Virginica, pe Aleina, ai vrut-o și pe Roberta, dar ți-a dat-o la temelie. Ți-a zis că nu. Tu, dacă ar veni fosta, ce-i face? Mi-e milă de voi, nu de alta, dar vă faceți de râs într-un mare fel. Tu, cu parteneră în emisiune, își bate un joc de tine, are aia și iubi și amant.
Și îți mai dă așa și după chelie. Păi tu te consideri bărbat? Măi ăsta de la Dăbuleni. Măi cățeluș și maidanez. Ferească-mă Dumnezeu. O vedem pe Virginica ieri. Deci, cred că acum am dat dreptate când vă spuneam să vedeți ce îi pute capul Virginicăi. Să vedeți ce dă din ea. De când a venit craioveanca asta, Berbeca, s-a unit amândouă craiovence și ce vedem? Virginica a devenit o a doua Patricia. Acum și-a udat arama pe față. Asta Roberta să dea draci dacă nu și-a arătat prostia pe bune. Se apucă ea să facă, să scrie, vede că a scris prost, că n-are nicio treabă și începe și o atacă pe Alexandra. Ce dragă, eu am stat în Italia, eu nu am stat în România, de ce te lești cum scriu? Păi dialectul unde ești? Unde ești dialectul? Că așa trebuie să-ți vorbim ție. Dialectul tău italianco nu l-ai uitat, dar scrisul l-ai uitat. Corect, gramatical. Păi să înțeleg că tu ești italiancă, olteancă, olteancă, italiancă. Fii mai arsilă de tine decât de proastă poți să fii. Deci crede-mă. Tu ai făcut reclamă la prostie, nebunie și obrăznicie. Și o vedem și pe nașa ta, Virginica, că și aia vine și dă din ea multe. O vedem pe Virginica că se ia de Patrick și de Cosmin, că ei au spus, măi, da, lăsați-i frate în pace să vedem ce se întâmplă. A, păi da, că noi am fost impresionați, să-l vedem pe băiatul ăsta, l-am văzut în casa, a fost impresionat când a venit Alexandra. A, păi da, voi sunteți aia care plângeți la filme indiene. Virginico, tu plângi la filme pentru adulți? Că n-ai și tu 7-8 pe tine, călare? Ferească Dumnezeu! Virginico, deci crede-mă că ai dat din tine toată răutatea, tot veninul, te-ai negri la față, te-ai făcut urâtă cu crengi. Zici că ești avorton fătviu. Deci pe cuvântul meu de onoare. Și vedem în promo acum că plângi că ți-a spus că ai 40 de kilograme, nu chile. Kilogram. Bine, tu ai chile. Da, ai dreptate tu. Păi, te supăra adevărul? Vrei să-ți spună că ești femeia perfectă? Păi ești la pubertate, fetiță. Și văd că ai obrăznicie în tine cât carul. Și Berbeca la fel. Două obraznice, două needucate, două coada vacii care v-a rămas bălegarul în creier. Aveți dialect, că voi vorbiți în dialect, că nu puteți să ieșiți din bălegar. Fusei în bălegar, rămăsei în bălegar. Voi sunteți. Fii mersilă de voi. Ce mai vedem, dragii mei telespectatori? Giulita și Curobiță. Giulita și Curobiță, una, două, afară cu voi. Lăsați-i, Robiță, lăsați-i până duminică, lăsați-l până duminică pe Garcea, după care pleacă. Asta la altă să uită la ei doi în cameră teatru, afară, acasă cu voi. Măi patronilor, măi fomiștilor, voi ați venit în emisiunea asta, dar de ce nu plecați, mă, că voi sunteți cei mai circari, cei mai proști actori pe care i-am văzut. Se vede din avion că ați venit decât pentru Papa Moca, ăla de Dăbuleni, maidanez de Dăbuleni, să credea mare șmecher și am văzut cu toții că ești bâtă. Nu ești nici la șmecheri, dar nici la băiețași. Ești undeva pe la Bogdanel. Acolo te vezi. Măi, Robiță. Iar asta, Giulita, ferească-mă Dumnezeu. Ferească-mă Dumnezeu dacă nu ai făcut oamenii să țină regim din cauza ta. Că le este scârbă la cât bagi și câtă prostie ai în cap. Tu ai mai spus, Giulito, o vorbă care, domne, o relație toxică nu poate să mai aibă o a doua șansă. Mă, dar o persoană toxică ca tine mai are dreptul la șansă. Că oricum tu ai, n-ai șansă, uite, fapt că nimeni nu te vrea. Până la vârsta asta și-ai siderat o lume întreagă.
Deci nu te suportă nimeni. Deci tu, o persoană toxică, vorbești de relații toxice. Ferească-mă Dumnezeu, Giulito. Vezi cum îmi demonstrezi că minte, ciuciu, sex vrei mult, dar n-ai cu cine? Câini, pisici? Ferească-mă Dumnezeu. Răutatea vă iese prin toți porii. Și dacă eu vin, vin și vă spun în față că sunteți prea obraznici și că v-ați aliat toți nebunii într-un colț și dați în toată lume. Și nu mai scăpăm de voi și ați tras emisiunea asta în jos. Dacă noi, telespectatorii, nu făceam live-uri seară de seară, sezonul ăsta se alegea praful de el. Giulito, ne-ai disperat, du-te acasă, fetiță! Du-te acasă, de două sezoane nu faci absolut nimic decât ai spart frigiderul și ne-ai spart nouă creieri. Ești mai rău ca Robertica. Berbeca la fel. Berbeca, de când a venit, a întărâtat Craiova. A luat-o pe Virginica. S-au împrietenit surorile printre uși și nu mai e nimeni ca ele. Și nimeni nu trebuie să miște în fața la astea. Băi, dragii mei concurenți, staful, desfințați Craiova! Desfințați craiovencele! Acum să nu suferiți de mania persecuției, cei din Craiova. N-am treabă cu craioveni, am treabă cu astea două și cu ăla, de la Dăbuleni. Răutatea lor! Desfințați că vă închid emisiunea! Nu se mai uită telespectatorii la voi! Vrem să facem, ne uităm ca să avem ce să socializăm seara. N-avem subiecte decât să țipăm că e obraznică Virginica, că e obraznică Giulita, că e obraznică Berbeca, că sunt niște mincinoși. Pentru ce v-ați legat de Alexandra și de Garcea, că fac teatru? Dar voi ce faceți acolo? Voi sunteți reali? Că să dea dracii, dacă nu mă uitam la camerele voastre roșii, ați vrut să dați impresia că, vezi, doamne, Antonie o cheamă pe Berbeca să vadă dacă e răzbunătoare. Cine v-a învățat, Cheliosu? El a fost creierul vostru? Păi s-a văzut, mă, v-am spus că sunteți din sticlă. Și că voi aruncați cu pietre, dar voi singuri vă scăpați piatra în cap. Și v-ați făcut cioburi. Păi da, v-a învățat Cheliosu să faceți materiale. Și voi nu știați, cum, că s-a văzut că sunteți proști actori, să faceți, vezi, doamne, că nu e teatru. S-a văzut, am întrebat pe live aseară și toți au spus că a fost un teatru de cea mai joasă speță. Falși din cap până în picioare. Robiță, Berbeca, Antoni și cu Virginica. V-ați chemat unul pe altul în camera roșie să ce? Să faceți materiale? Păi materiale de-astea de proastă factură. Să o vedem pe Berbeca că dă buza peste nas. Fetiță, fă ceva cu nasul ăla și nu mai sta în profil. Că zici că ești ăla din reclamă de la Pinocchio. Să se screme aia, să plângă și să facă pe geloasa, ailaltă să spună, am muncit, am gătit și nu m-a chemat. A gătit. O fi făcut ea untul? Gemul? Ea a gătit. Că a mâncit două felii de pâine. Ți-am zis că puți. Pute locul sub tine de puturoșeni, măi Virginico. Asta care plângi la filme pentru adulți. Tu nu plângi la filme indiene. Tu plângi la alea de adulți, nu de alta, dar n-ai și tu 7 parteneri, știu eu. Deci nu plângi tu la indiene și plângi la alea de adulți? Fii mersilă de voi, cât de petarde sunteți. Ați făcut Craiova de râs. Plecați să nu mai vă vedem. Și cu aia care a spart frigiderul. Și tu făceai cartonașe cu teatru. Păi tu ești un teatru de când ai intrat. Tu ai plâns un sezon întreg că-l vrei pe Cosmin și că ești specialistă în Cosmin când l-ai văzut pe Robiță, ai pierdut tot. Dacă vine unul așa, mai ca Laurențiu din sezonul 2, să vezi ce te îndrăgostești instantaneu. Și acum te-ai împrietenit cu astea, că vezi că sunt pe putere și că te dă afară Robiță și tu ești aia perversă, unde-i mâncare mai multă, te duci și tu. Fii mersilă de voi. Și ce vedem, dragii mei telespectatori? O vedem pe Roberta. Top! Top! Din toate punctele de vedere că îl ia pe Sebastian și îl pune la punct. Ăsta tot șmecher.
și spune pe față de când și până când interziști tu să nu mai vorbesc cu Alexandra în condițiile în care noi acum o săptămână eram în aceeași situație. Tu ești genul de persoană care te dai cum bate vântul, Sebastiane, și s-a văzut cu ochiul liber că n-ai nicio treabă cu Roberta. Tu nu uiți să menționezi singura fată pe care o plac în casa asta este Roberta, eu pentru Roberta stau. Și cine face așa? Decât falși, care vor să inducă că ei iubesc. Ești un fals de primă clasă și tu ar trebui să pleci. Doamna Mantea, deci pe cuvântul meu de onoare, eu v-am mai spus, cred că Daniela și cu Bogdan de prima dată au tras piciorul după ei. Că în sezonul ăsta v-au venit numai falși, numai mincinoși, numai obraznici, tari în gură și proști în meserie. Pe cuvântul meu de onoare, în sezonul 2 aveam un nebun, iar în sezonul ăsta parcă i-ați adunat pe toți de la Bălăceanca. De la Bălăceanca, unul mai rău și mai obraznic ca altul. Ferească Sfântul. Dacă nu era Cosmin, Ștefania și cu Patrick, era casă de nebuni pe bune. Patrick, ieși afară, nu te mai vedem. Patrick, nu te mai lăsa în spatele lui Robiță și a jandarmului. Tu ești un concurent care ai fost iubit, apreciat, da, ți-ai luat foarte mult hate când te-ai asociat cu ăsta de la Dăbuleni. Ieși, ieșiți la suprafață, iar tu, Antonică, și tu erai plăcut. Dar acum că te-ai asociat cu berbeca aia, scuză-mă pe mine, ți-ai luat un hate cât tine de mare și dacă ieși cățelul lui Robiță, ăsta ți-e răspunsul, să-ți fie rușine, Antonică. Și Patrick, Cosmine, Ștefania, ridicați-vă, ridicați-vă și nu mai lăsați nesimțiți de genul ăsta să vă ia fața. Berbeca, acasă, du-te că ne-ai zăpăcit de creier, nu te place nimeni, n-am văzut oameni pe live care să te placă, chiar în seara asta când voi face live, să-mi aduceți aminte să întrebăm câți o plac pe Berbeca. Și de ce o plac pe Berbeca? Pentru ce? Pentru răutatea ei, obrăznicia ei, falsitatea ei. Măi, asta e Olteanco de la Italia. Ești sub orice critică. Tu vorbești cu mâinile ca italienii și vorbești în dialect ca oltenii. Ești praf. Ești o ciulamadă femeie, sincer. N-ai niciun haz cât vrei tu să vorbești cu mâinile. Fusei și mâncăi și ce spune tu acolo? Fusei la bălega și ai rămăsei în bălega. Tu ești Berbeco. Și o vedem și pe asta la altă care Virginica nu avea dialect. Acum că s-a apropiat. Bă, Virginico, vezi cât de proastă ești? Deci tu ai ajuns să o copiezi pe Berbeca. Fetiță, păi în loc să copiezi un om decent, un om frumos la suflet, tu copiezi una, fosei, ce aveți, mă? Bălegarul de-n voi nu iese. Fii mersilă de voi, de nesimțite. Iar tu, Sebastiane, ești ultimul om pe care l-am văzut, atât de obraznic și atât de fals și vrei să cumperi pe toată lumea. Ca să ce? Să rămâi tu în emisiune. Dar nu mai bine ții tu bănuții și te duci la fosta care de fapt e actuala și că-ți bați joc de emisiunea asta. Iar Roberta, bravo ție, sper să fie așa de corectă și să nu mai lași pe nimeni să umilească. Alexandra, uniți-vă! Creați-o! Lasă nebuniile și paranoia ta, revină cu picioarele pe pământ, uniți-vă și desfințați obrăznicile astea, Giulita, Berbeca, Virginica, astea, acasă, că fug telespectatorii din fața televizorului, nu vă mai suportă. Berbeca e prima care trebuie să plece și cu Giulita. Două, eu dacă aș fi în locul staffului, pe amândouă le-aș da afară. Fără ele, afară. Au ajuns băieții, pentru că n-au fete, să se cupleze cu una ca Berbeca, că altfel sunt eliminați. Eliminați-le, ori aduceți alte fete, ori
dați-le afară că ne-am săturat de ele. Ne-am săturat de ele și vă pleacă telespectatorii din fața ecranului. Când o vedem pe aia care e cât casa, ieri am crezut că e gravidă Giulita. Băi, Giulito, tu rămâi gravidă de la mâncare? Mă, fetiță, ce ai? Că ești de o răutate fantastică. Trebuia tu... Eu vreau să mă duc să le stric momentul și erai cât televizorul. Lăsați-mă să mă duc să stric momentul. Eu vreau la băieți. Că oricum nu mă suportă. Eu vreau... Deci tu ești pacoste. Vreți să aveți necaz? Băgați pe Giulita în seamă. Și tot necazul e pe voi. Asta este Giulita. Virginica și cu Robert Berbeca la fel. Iar Ștefania, bravo ție, spunându-i Virginiei, te-ai dus să îl păruiești pe Robiță. Nu, să-l ia la palme. Și să nu-mi pupe. Fii mersilă de voi, de obraznici și de mincinoși. Ce căutați în emisiunea asta, că ați stricat sezonul? Doamna Amantea, doamnele producători, cât de curând pierdeți terenul mult, mare. Veți dispărea după grilă. Nu mai suportă telespectatorii teatru și circu pe care îl fac craiovencele astea și cu Giulita. Desfințați, spargeți acel buboi. Desfințați că sunt de o răutate fantastică. Cam asta e, dragii mei telespectatori, mai erau multe de spus, dar nu mai îmi permite programul. Sper ca Roberta și cu Alexandra, chiar dacă și ele sunt false, dar cel puțin nu sunt atât de diabolice și atât de rele să sară cu sabia înainte să înceapă război. Cam astea sunt, astea trei, Giulita, Roberta, Rebecca și cu Virginica. Și veți vedea că dacă se formează gașca asta, grasa aia de gogoașe înfuriată se va transfera la gașca cealaltă. Ați fi cele mai fraiere dacă ați mai primi eu. Că e cea mai perversă. Aia se dă cum bate vântul. A spus că i-a ținut partea Ștefaniei. Nu este adevărat. Tu erai cea mai vehementă și cea mai obraznică, spunând, gata, mai aveai un pic să spui că Ștefania a rămas gravidă cu Antonie în camera roșie. Cam asta e, că nu mai îmi permite programul, se închide. Ne vedem în seara asta pe live-ul justițiarilor. Vă rog frumos, distribuiți cât se poate de mult să audă stafful ce se întâmplă cu aceste făcături pe care le fac românașii foști bibișori.